Ignorați impactul. Salut, sunt Ilinca și astăzi m-am gândit să vă arăt rutina voastră atunci când sunteți cu cineva acasă versus când sunteți singuri acasă. Pe scurt, cum se întâmplă lucrurile atunci când nu sunteți singuri acasă și cum se întâmplă când sunteți singuri acasă. Capiși? Asta am face astăzi, este un fel de sketch, am mai făcut ceva asemănător acum niște luni și videoul ăla a prins foarte bine, v-a plăcut foarte mult, însă acela era când sunt în public versus când nu mă vede nimeni, când sunt singură, ceva de genul ăsta. De asemenea, dacă tot am mai făcut un sketch de ceva vreme, haideți să încercăm să strângem cât mai multe like-uri, așa că apăsați butonul de like să vedem dacă putem să strângem peste 5.000 de like-uri. Hai, să o luăm încet, încet. Deci, da, haideți să începem! Strânge-te! Măcar m-am trezit prima, așa că o să fiu prima la baie. Ești așa, sunt singură acasă. Trebuie să mă grăbesc, că toată lumea pare să aibă nevoie la baie astăzi. Sunt gata. Dar nu vreau să mă trezesc la 10 cineva, că îmi trupe gura. Mai are cineva nevoie la baie? A, da. Sunt singură acasă. Pot să stau cât vreau. Și așa, singură acasă, nimeni nu poate să-mi lasă gura. Bună dimineața! Mama, ce avem de mâncare? Mi-e foame, sunt singura acasă, deci asta înseamnă că trebuie să improvizez. La frigider! Tot lapte cu cereale, cred că mănânc. M-am săturat de atâta desene de-astea, te rog, poți să schimbi canalul? Da, da, îți fac acum curat, ok? Nu vreau să fac curat. Cred că e gata. Stai. Ce ar fi să fac curat? Ce glumă bună, Ilinca! Aproape, aproape că m-ai crezi. Mama! Știi, poți, te rog, să vii un pic aici? E un gândac și... citesc, nu vreau să mă ridic din pat. Poți să-l omori tu, te rog. Mersi. Știu, doamne, și eu am atâtea culori, abonanță, atât de... Nimic. Stai, trebuie să închid. Va. E doar un gândac, Ilinca. E doar un gândac mare și urât. Nu contează. Survival mode on. Să știți că mă duc să-mi fac un duș. Da, da, să îl fac foarte repede, ok? Promit.
6 and a half hours later. Zici că mă vrei născut. Și cam asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like videoclipului, un share, prietenul vostru, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Și mă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne vedem data viitoare. Pa!